Feceovasului nu reușește să se apropie altfel de poarta lui Dani Coman decât prin aceste lovituri libere. Șutul foarte bun al lui Raul Costin, super golazo! Ce gol reușește Raul Costin! A încercat Sămătean, a încercat și Wesley. Până la urmă, Raul Costin găsește șutul care să aducă golul pentru Feceovasului. Se poate reproșa ceva lui Dani Coman, până la urmă era partea zidului, iar execuția a fost perfectă, chiar lângă bară s-a dus mingea. Formidabil gol reușit de Vaslui, 1-0. Și Wesley încearcă să scoată un galben pentru capitanul Brașovului. Milanov, concentrare și 2-0 pentru Vaslui! Iată, cedează, e drept, prima oară a fost o execuție dintr-o fază fixă, acum însă centrarea perfectă a bulgarului Milanov și iată de ce Wesley este cel mai bine plătit jucător al Vasluiului. 2-0 pentru echipa lui Lăcătuș. Acum Vasluiul este în finala de la Iași cu CFR Cluj. Multe mingi pierdute de Vaslui la mijlocul terenului. Dorel Zaharia, trage Dorel Zaharia! Milimetric pe lângă bară! Ilieș se grăbește, combină cu Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu pentru Savici, vine din spate Roman, șutul lui Roman, respinge crucea, Ilieș la marginea careului, blochează, extraordinar, Gladstone, o lovitură de cap a lui Costin, șansa de gol și este penalti. Iată faza, nu acesta este duelul, Gladstone, Wesley, ultima fază, probabil la prime reprize și... Da, a fost ultima fază, însă golul de 3-0 pentru FC Vaslui, moment în care probabil că Vasluiul deja închiria autocarul cu care să plece spre Iași, doar 70 de kilometri până la locul de disputare al finalei Cupei României. Para menține Brașovul în cărți pentru lupta. Sămărtean aruncă mingea în care lui Coman. În mai puțin de o oră, Vasluiul nu numai că întoarce scorul din tur, dar își ia și un avantaj. Ba, n-a mai atins nimeni mingea și cred că nici n-a fost offside la Wesley și Costly. Par foarte avansați în momentul în care ajunge mingea acolo, dar în momentul pasei probabil că erau în joc. 3-0 pentru Vasluiul. Sămărtean. Gura poți centrarea și super gol al lui Carlo Costly. Dezastru pentru FC Brașov, centrare perfectă a lui Lucian Sămărtean și finalizare corectă a lui Costly. Un gol și o pasă de gol Sămărtean. Da, vreau să remarc prestația lui Sămărtean, pentru că părea în cădere liberă la un moment dat. Iată că reușește o revenire frumoasă la Vaslui. Sperăm să-l țină.